Bun, am venit la Breaza. Bine te-am găsit. Bine ați venit. Noi avem o campanie antreprenori de succes în România și știm că Ia de Breaza este un brand care trebuie promovat la nivel național. Într-adevăr. Ne-aș fi dorit să fie brand de țară. Și știm că Anda Mănescu este pe drumul. Încerc. Am 9 ani de când promovez Ia de Breaza. Pot spune că am reușit cât de cât. Dar cum ai început? Cum am început? Din trecut, Breaza a fost un mare bazin de broderie manuală. Eu, la bază, sunt economist. Am terminat ASEUL. Am lucrat mult timp contabilitatea la stat. Și, la un moment dat, am decis să mă mut în Breaza. De ce? Pentru că n-am vrut să-mi cresc. Ești de aici? Da, de aici sunt deloc. Deci ai venit înapoi acasă? Am venit acasă, ca să zic așa. Pentru că nu am vrut să-mi cresc copilul în București. Mi s-a părut prea greu. Da. De înțeles. Și plus că aici aveam casa mea, acolo stăteam în chirie și una e să crești copilul la curte, asta e să crești într-un bloc la etajul 3 din Giulești. Și de la cifre, de la contabilitate, de la economie, să ajungem la broderie, doar rimează și cam atât. Pot să spun că asta a fost pasiunea mea de o viață. În momentul în care am zis stop și de la capăt în viața mea, am zis bun, și cum o iau de la capăt? O iau cu pasiunea mea, vreau să fac ce-mi place. Odată în viață, nu mai trag de mine să fac ce vor alții. Și atunci, ce-mi place? Îmi place croitoria, îmi place design vestimentar, îmi plac hainele. Asta e lumea care mi-o doresc. Și am deschis magazinul, deci exact când fiul meu a împlinit un an, am deschis magazinul în Breaza. Și cât are el acum? 9. Mulțumesc. Deci 8 ani am de când fac asta. Bineînțeles că crescând cu ea în mână și în suflet și bunica mea brodând și am vrut să îmi cumpăr o ie, nu am avut de unde. Am vrut să-mi cumpăr pânză, să-mi fac o ie, n-am avut de unde. Și atunci m-am dus la o țesătorie, i-am convins să facă pânză și, uite așa, pas cu pas, am reușit să fac ii. Să refac ii. Am scos modele, le-am aflat poveștile din spate, am scos o broșură, istoria iilor. Am făcut ia să cunoscută, m-am dus la prezentări, m-am dus în străinătate la prezentări. Am promovat-o cum am știut eu mai bine. Și asta înseamnă totuși destul de mult timp. Sunt 8 ani. Și cu familia? Cum se împacă întotdeauna antreprenorul? Fiul a fost pe primul loc. Adică familia a fost pe primul loc. Și vacanțe? Și vacanțe, pentru că în momentul ăsta, în primul rând, m-a ajutat foarte mult familia. Deci ei mei m-au susținut mult. Nu am fost eu, au fost ei. Am putut pleca fără să mi se simtă lipsa. Plus că acum e ușor, că ți-ai laptopul cu tine, ți-ai telefonul cu tine, nu mai e atât de complicat. Da, și cu toate astea, trebuie să fie cineva aici acum, să le promoveze. 5 zile pe an, nu cred că... Doar atât? E o problemă. Doar atât? Doar atât. 5 zile vara, să zicem 5 zile iarna, nu e un capăt de lume. Deci trăiești mai mult pentru ei. Da, pot spune. Și ne rupem o zi să plecăm acolo, două, trei, dar nu... Se poate. Acum am ajuns la un nivel în care și cu mine și fără mine aici merge. Pentru că fiecare om știe ce are de făcut. Și fiecare om care este în jurul meu este foarte bun pe ceea ce face. Și atunci pot să vin sau nu. Cum merge business-ul de după pandemie? Că mi-ai spus că ceva s-a schimbat. Business-ul după pandemie scârție. Adică pot spune că am adus totul la un nivel în care arată bine. Am un online în spate, am un sistem bine pus la punct în spate și totuși, când am ajuns aici, a început să scârție. De ce?
că modelele ne-au fost furate și nu avem niciun pic de protecție și niciun pic de... Nu e marca înregistrată și atunci o poate lua oricine. Și nu pot eu să înregistrez astea. Nu ține de mine. Ține de guvernul României, de Ministerul Culturii, de altceva. Poate o să intre în patrimoniu ea. Poate. Știu că se fac demersuri în sensul ăsta. Da, am lucrat și eu pentru acest proiect. Proiectul a fost depus la UNESCO. Acum se va fi întâlnirea UNESCO din Maroc, unde ar fi trebuit să mă duc și eu, dar ministerul nu a aprobat, nu are fonduri să pot să plec și eu, să susțin proiectul. Drept concluzie, vor merge oficialii din minister, care sper să nu se întoarcă cu o înfrângere. Da, din păcate ar trebui un om care să știe ce este în spate. Da, trebuia un om care să știe să prezinte ce a lucrat. Care este diferența între o ie la mașină și o ie brodată de mână? Lumea zice în felul următor, de ce să dau atâția bani pe o ie brodată, lucrată manual, când pot să mă duc în târg și să-mi iau din punctul meu 70, 100? De vedere, este o diferență de cultură aici. Cei care înțeleg o ie nu o să-și cumpere niciodată o ie brodată la mașină în China sau în India sau oriunde. O să-și aleagă... putem să recunoaștem? Mie, de exemplu, îmi plac iile. În primul rând, prețul. În primul rând, după preț. Așa. Deci prețul face diferența întotdeauna. De ce? Pentru că în India se produc aproximativ 12.000 de ii pe zi la mașini. Ii cu motive? Ii, bluze să le numim. Tradiționale românești? Da. Bluze cu motive tradiționale românești, copiate de la mine în mare parte. Și noi producem o bluză într-o lună. Adică bluza pe care tu o porți, noi o facem în minim o lună. Asta este diferența. Una este să lucreze mașini, da? Alta este să lucreze un om și să aibă o poveste în spate, să aibă o energie în spate și fără un pic de dragoste nu ai cum să faci așa ceva. Pentru că este o muncă de Sisif în spatele unei ii. Și poate de asta nici nu am abandonat acest proiect până acum. Și totuși încerc să-l duc în continuare. Pentru că mii de ani s-au cusut aceste ii și acum, la generația noastră, s-au găsit niște mașini să vină să ne ia locul și istoria și tradiția. Ce poate face omul și nu poate face mașina pe o ie? Să-i dea o poveste. Omul poate să-i dea o poveste. Munca făcută de om este o artă în general. Fiecare ie are o particularitate de unicitate. Fiecare ie brodată de mână are o amprentă a ei. Probabil o și simți când o porți și când o îmbraci. Da, corect. Sunt haine pe care le preferi din șifonier și haine pe care nu te îmbraci niciodată. Așa este și cu iile. Fiecare bluză are ceva-ul ei. Depinde cum vrei să te simți. Vrei să te simți specială, unică și să știi că porți o bucată, o părticică din istorie sau vrei să te simți ca oricine își cumpără din târg. Corect, așa e. Ce planuri de viitor are Anda Onescu? Cred că primul plan de viitor este să redreseze firma care a simțit un pic COVID-ul și a simțit singurul un magazin unde este. Da, și am online-ul bine pus la punct. Da. Și din când în când mergem la București, facem întâlniri private. Nu merg la târguri pentru că nu vreau să concurez cu China direct. Și atunci prefer să fac întâlniri om cu om, să pot să stau de vorbă, să pot să aflu fiecare ce își dorește, ce îi se potrivește. Și la fel cine mai vrea să cumpere poate pe online foarte bine. Și pentru viitor, pentru promovare, pentru a merge poate și dincolo de granițele țării. Da, în continuare voi merge la prezentări, pentru că am terminat cursurile de design vestimentar. Pot face ținute complete, pot integra ea în tot felul de ținute moderne. Nu trebuie neapărat să ne mai limităm la costumul popular.
Putem să o... Da, corect, eu port cu blugi. Da, putem să o asortăm oricum. Oricum, totuși are câteva limite. Și, da, voi merge la prezentări, voi face campanii pe online destul de multe, atrag oameni aici în magazin din fiecare părticică a țării și de peste hotare, ceea ce mă bucur pentru că dau un alt impuls și orașului. Și da, asta este planul meu de viitor, să pot găsi colaborări în afara țării și să pot promova pe partea de online să fie vizibilă compania. Și la nivel național, ea de Breaza trebuie să-și... La nivel național trebuie făcută o educație. Da. Deci, în primul rând, este vorba de o educație pe care o fac, o educare a publicului, pentru că cumva mi-aș dori să se înțeleagă fiecare ce cumpără. Adică să înțeleagă diferența între o ie brodată manual și o ie brodată la mașină. Adică, dacă putem numi ie. Să facă diferența între o ie și o bluză. Bluză genie. Exact. Să facă diferența asta. Noi am simțit din plin invazia chinezească pe piață. Probabil de-a lungul timpului au fost și alte istorii, tradiții care s-au pierdut din cauza asta. Eu nu aș vrea ca și ea să fie una dintre ele. Sperăm că nu va fi și că asta o vei promova ca și până acum, puternic. Știu, și național, dar... și internațional. E păcat. Este păcat pentru că este suflet, este muncă și e tradiție. Știu. Și nu putem să le pierdem. Știu foarte bine asta. Da. Mulțumim mult de tot. Cu mare drag. Și să sperăm că ne vedem și cu alte ocazii. Cu mare drag. Și cum să ne spui că o să meargă bine, bine, bine data viitoare. Așa o să fac. Bine, mulțumim. Cu drag. Mulțumesc frumos.